Școala gimnazială Mihai Viteazul din Craiova a ales să se implice pentru a ajuta refugiații ucrainieni care ajung în țara noastră. Donațiile oferite atât de părinți cât și de cadrele didactice au fost folosite pentru a achiziționa produse de igienă pentru copii. Pachetele au fost pregătite chiar de elevi care spun că vor continua să se implice în această campanie. Trebuie să fim puternici, nu să ne să ne distrugem psihic, trebuie să fim cu gândul la ei moral și să sperăm că totul va fi bine. Ai decis să-i ajuți, să te implici? Da, așa cum am putut noi, colegii noștri din toată școala și din alte școli, am decis să-i ajutăm așa cum putem, punându-ne în această situație. Să aibă mult curaj și să nu lase capul în jos la toată această situație. Aceste fonduri au fost strânse cu ajutorul Asociației de Părinți Mihai Bravul, care există în unitatea noastră școlară, realizând 65 de colete care conțin pachete de igienă pentru copii cu vârste între un an și doi ani. Copiii școlii noastre au venit în ajutorul voluntarilor, realizând aceste colete, etichetându-le, fiecare colet conținând scutece de unică folosință, șervețele umede, șervețele uscate, alcool sanitar, șampon, gel de duș. Campania Umanitatea nu are granițe, organizată de Crucea Roșie în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, se desfășoară în toate unitățile de învățământ din județ, care s-au mobilizat pentru a strânge produse pentru refugiații ucrainieni. Cei care doresc să ajute o pot face și prin intermediul paginii de internet a Crucii Roșii Române, www.cruciaroșie.ro sau prin SMS la numărul 8825.